Secția de drumuri naționale Suceava a informat vineri dimineața că pe sectoarele de drum din administrarea sa carosabilul este umed. Vremea este capricioasă, cerul este acoperit și plouă mărunt. Iar în unele zone este ceață, în special la Ilișești, unde vizibilitatea este mai mică de 150 de metri. Temperaturile variau în cursul dimineții în jur de 0 grade la Rădăuț, Suceava și Ilișești și plus 1 grad la Forticeni. Secția de drumuri naționale Suceava precizează că în timpul nopții au acționat 21 de utilaje de dezăpezire care au împrăștiat 121 de tone de sare. Potrivit secției de drumuri naționale Câmpulu Moldovenesc, se circulă normal pe toate drumurile naționale din administrația sa. Carosabilul este umed, precipitațiile sunt sub formă de ploaie slabă peste tot. S-a acționat și se acționează în continuare pe toate sectoarele de drum național pentru prevenirea poleiului. Direcția Județeană de Drumuri și Voduri Suceava informează că pe sectoarele de drum din administrare s-a acționat pentru prevenirea și combaterea poleiului, fiind folosite 20 de utilaje care au îmbrăștiat 192 de tone de material antiderapant. De asemenea, carosabilul este umed pe porțiuni cu polei și zăpadă frământată spre acostament. Temperaturile cuprinse între minus 2 grade la Cârlibaua și plus 2 grade la Coșna.